Salutări din nou! În acest video aș vrea să vorbim de unul dintre subiectele mele preferate când vine vorba de Facebook Ads, cum scalăm campanii. Și de ce e printre subiectele mele preferate? Pentru că asta înseamnă că treaba merge cât de cât sau treaba merge bine și suntem pregătiți să cheltuim mai mulți bani pentru a ne crește vânzările și profitul. Dar cum facem asta? E o întrebare destul de des întâlnită și îți doresc cât mai repede să ajungi aici. Sper că cu informațiile de până acum a ieșit din provocarea, nimic nu merge, acum deja merge, nu? Cum fac mai mult din să meargă și mai bine. Și sunt, o să vezi, două mari moduri de escalare. Depinde foarte mult pe care dintre ele să o folosești în funcție de ce fel de campanie ai și cum ai făcut setarea inițială. Avem două mari moduri de escalare a campaniilor pe Facebook Ads. Și avem metoda clasică. Când practic ai o campanie, să zicem o reclamă, o audiență sau o anumită combinație care funcționează, și practic mărești bugetul cu până în maximum 20% odată. Deci dacă ai 100 de lei, îl mărești la 119, zice eu, să fii sigur, da? Și după aia poți mai târziu în aceeași zi sau a doua zi să mai intri și să mai mărești cu încă 19 sau maximum 20%. Deci la 119 mergem la 150, să zicem. Și tot așa mai departe. Asta ar fi metoda clasică și într-o anumită măsură e ok. Doar că sunt mai multe probleme. Odată e posibil de la un moment dat crești și la un moment dat să nu mai meargă. Și pur și simplu de la un anumit prag al bugetului se ducă în cap totul. De aceea e foarte important crești și să aștepți, să vezi cum influențează asta. De-aia poți să faci o dată pe zi sau o dată la 48 de ore și monitorizezi cum evoluează costurile campaniei, ROAS sau costul per lead. Deci asta e o problemă cu metoda clasică, că la un moment dat poate să nu mai ducă și de asemenea vezi, faci o schimbare, stai o zi, două, ne ia foarte mult timp, poate trece moment. De aceea eu recomand foarte mult această a doua metodă de scalare, o metodă, mă rog, nouă sau mai diferită, care practic se folosește de structura contului sau structura campaniei. Pentru că practic cel mai bun mod prin care să scalezi campaniile, cel mai bun moment este ieri. Asta înseamnă că în momentul în care le-ai setat să fie pregătite pentru a fi scalate. Asta înseamnă că avem diferite combinații de audiențe sau de reclame pentru a găsi una sau mai multe care merg foarte bine și care să cheltuiască în continuare buget. De asemenea, dacă facem asta, pornim acele campanii, da, cu buget mai mare. Și atunci ele deja, dacă am găsit o combinație câștigătoare, ele vor avem destul buget încât să simtă asta în contul din bancă, da? Nu avem 50 de lei pe zi și crește la 55, asta nu se influențeze cu nimic, da? Deci câteva reguli legate de noile metode de scalare care, din nou, repet, țin foarte mult de structura contului și practic avem campaniile alea un pic mai stufoase, dar nu foarte stufoase, pe care le pornim cu bugete mai mari. Asta ne și mărește șansele să descoperim variații câștigătoare, să scădem riscul unui fals pozitiv, adică ai o campanie, o porni bine și poate aduce 2-3 vânzări, dar după aceea nu mai merge, așa e când ai buget mic. E mai ușor ca Facebook să găsească variante câștigătoare, dar nu poți asta să replici la nesfârșit, mai ales dacă vrei să crești mult și agresiv. Deci, pornim de la bugete mai mari, când ceva merge, iarăși scalăm foarte mult, poate avem o campanie anterioară de testare, am văzut ce a funcționat, preluăm într-o campanie nouă variantele câștigătoare cu un buget dublu. Asta înseamnă scalare ca naiba. De asemenea, ne putem folosi de reguli automate. Acestea sunt niște reguli pe care le putem sta la nivel de campanie de ads. Ceva în genul, poți pune niște reguli, dacă campania sau adset-ul sau reclama a cheltuit suma de X azi și n-a adus vânzări sau n-a adus vânzări în parametrii pe care ni-i dorim noi, s-o pună pe pauză, până la miezul nopții, să pornească a doua zi. Pentru că sunt zile și zile și astea ne permit și nouă când pornim cu bugete din acelea de îmi fac să-mi tremure mâna când dau click pe pornit, totuși mă las să dorm bine pentru că știu că se controlează costul și adică nu cheltuiește tot și n-aduce nicio vânzare în acea zi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte avem și reguli care în momentul în care treaba merge bine să mărească buget. Da, e o zi bună, merge treaba cu toată forța înainte. Astea sunt principiile scalării pe care o recomandăm noi. Da? Sunt mai multe moduri, n-aș vrea să intru în niște tehnicalități, dar doar să știi când te gândești la ce înseamnă scalarea asta, că tot vorbim de ea, la ce poți să te gândești. Dacă avem scalarea pe verticală, asta înseamnă că investim mai mult în ce avem deja. Cum spuneam, cel mai bun mod a fost era asta, înseamnă că am pornit cu anumit buget mare, care dacă îl cheltuim și îl cheltuim eficient e bine, și avem aceste reguli pe care le-am menționat pentru creștere buget sau opri buget. Sau avem, na, și poți să crești și bugetul campaniei sau adset-ul în funcție de unde l-ai pus cu acel 20% pe zi. Asta e scalarea pe verticală, mai mult pe ce merge. Mai avem scalarea pe orizontală și ele merg folosite împreună / în paralel. Poți să ai audiențe noi, în sensul în care vezi că merge ceva un anumit produs, da, sau anumite reclame, le iei și
faci mai multe ad set-uri, ideal în campanie nouă, cu mai multe audiențe. Dar să vezi, poate găsești o audiență mai bună decât cea inițială. Mai avem testele AA, asta e o chestie destul de necunoscută în România. La ce se referă acestea? Uneori când n-ai buget foarte mare, dar audiența potențială e mare, dar dacă ai un produs de larg consum, ai văzut că în momentul în care setăm o campanie cu anumite setări, ea și alege o parte din audiență la care o să se ducă. Și la ceilalți nu. Și atunci, practic, noi ce facem uneori, duplicăm pur și simplu acel ad set, efectiv cu aceleași setări, duplic de aia spune, aha, exact aceeași chestie, dar în momentul în care pui pe aia, asta are șanse mari să ia o altă bucățică din restul audienței și tot așa. Deci uneori avem două ad set-uri cu exact aceleași setări când avem audiența potențială foarte mare. Așa, mai poți testa dacă e cazul, aici n-aș recomanda foarte mult, plasamente, noi, deci locuri de afișare ale reclamelor, nu, dar mai degrabă produsele și reclamele. Deci avem audiențe, produse și reclame. Deci vezi de ce îi spune pe orizontală că mergem la altele. Da? Mergem, ok, avem opțiunea asta, mai mergem și la asta și la asta. Scalarea pe verticală sau, mă rog, mergem adânc pe asta, da? Investim mult în asta, all in pe asta. Asta e diferența între cele două abordări, să spun așa, sau, mă rog, două moduri de a scala. Din nou, nu există corect sau greșit. În principiu, cam pe ambele ar trebui să le folosim, dar ținând cont de aceste recomandări legate de cum ar trebui să facem scalarea acum, ca să putem chiar să cheltuim mult când treaba merge. Sper că a fost util și clar. Dacă nu este, să mai lași întrebări sub acest video, dacă ai ceva întrebări specifice pentru tine.